cunoscuți copiii care se tot joacă la întrerupătoare? Ei, credeți-mă că asta am făcut eu timp de 10 minute. Am tot aprins o lumină, am stins o palta. Este jale, vă zic că nu este noapte, dar dacă aș stinge tot ce am aici lângă mine, nu m-ați vedea absolut deloc. Este absolut eroare. Așadar, cu scuzele de rigoare, în cazul în care vedeți umbre și tot felul de alte lumini ciudate, îmi pare rău, nu am ce să fac, este iarnă și urât și n-aș pa rău de tot afară, ca să mă exprim foarte academic. Bun, a venit astăzi timpul clipului cu Empties, cu care v-am tot amenințat, am și pierdut eu numărătoarea, dar a venit într-un final timpul să-l fac, pentru că efectiv mă îngrop în gunoaie. Eu depozitez toate gunoaiele mele într-un coș care stă undeva în birou și efectiv începusem să mă încurc de el și oricum am foarte multe produse despre care vreau să vă vorbesc. Însă, înainte de asta, sunt scurtă, promit, o să am rugămintea ca în cazul în care vă plac videoclipurile mele să apăsați butonul de subscribe și implicit clopoțelul ca să fiți notificați atunci când postez, pentru că, așa cum am mai spus și în alte clipuri, observ că foarte multe dintre persoanele care se uită la clipurile mele nu sunt abonați. Pentru mine, faptul că voi vă abonați reprezintă cumva confirmarea muncii mele, cum că ceea ce fac este bine și reprezintă totodată o încurajare. Așadar, dacă vă doriți să mă mai vedeți pe aici prin preajmă, nu uitați să apăsați și butonul de subscribe. Mulțumesc și pentru comenturile pe care le-ați lăsat la daily vlogul anterior, acela în care m-am machiat, m-am coafat, m-am aranjat pentru acel eveniment. Vă mulțumesc tare, tare mult, mă bucur că v-a plăcut și chiar la un moment dat mi-a lăsat o doamnă sau o domnișoară un coment în care îmi spunea că mulțumește că am inspirat-o și că la următorul eveniment va apela și ea la profesioniști. Nu zic că trebuie să facem asta de fiecare dată, dar când avem un eveniment important, nu știu, consider că merităm să ne simțim frumoase și bine în pielea noastră. Ok, gata cu vorbăra aia, trecem la Empties. Să știți că am aici un coș plin, așa cum probabil ați văzut din thumbnail. Am o grămadă de produse, de curățenie, de... de ce mai vorbesc? Hai să trecem la treabă. Am și cărți, așa cum v-am spus, m-am gândit ca în aceste clipuri de Empties să introduc și cărți și să vorbim pe marginea lor, pentru că de foarte multe ori îmi cereți review-uri la ele, așadar terminatele reprezintă cea mai bună cale de a face un review la ele. Ok, le luăm random, cum îmi vin la mână, că am foarte multe sticle goale. În primul rând este vorba despre acest balsam de rufe de la Lenor, Gold Orchid. A fost ok, dar sincer am avut și Lenor care miroase mai bine de atât, era ceva... ăla cu honeysuckle, cu mâna maicii domnului, dacă nu mă înșel. Dar trecem peste Lenor, pentru că trebuie să vă spun de ceva. Să dea Dumnezeu sănătate tuturor acelora dintre voi care mi-au recomandat Sano Maxima. Deci este cel mai bun balsam ever. Ever este efectiv mind-blowing. Deci nu pot să vă zic cât de mult rezistă parfumul din acest balsam pe rufe. Efectiv, eu am uscătorul, pe lângă uscătorul electric, mai și întind hainele pe un uscător fizic, pentru că vreau așa să se aerisească cumva și vreau să vă zic că tot etajul este inundat de miros după ce scot hainele și pe lângă asta persistă parfumul în haine. 9 zile cum era cu Lenorul. Mai multe zile, deci extraordinare. Dacă sunteți în căutarea unui balsam bun, încercați Sano Maxima, pentru că este tăticul balsamurilor. Și vorbesc ca o femeie care se ocupă numai de curățenie, dar nu, o să vedeți în curând și altfel de produse. Bun, care mi-a plăcut mie dintre cele două? Ăsta de aici, mi-am dat pe nas. Ăsta, Sano Maxima albastru, care este Blue Blossom, fix ăsta. L-am terminat pe acesta, am vrut să-l recumpăr, dar nu am găsit și l-am luat pe ăsta Fresh Bloom. Cam așa arată. Mi-a plăcut, dar mai puțin. Adică tot așa persistă mirosul și așa mai departe, dar dacă ar fi să aleg între cele două, l-aș alege pe ăsta albastru, ca să știți în cazul în care vă duceți acum să cumpărați. Apropo de haine și cu ceea ce spăl eu hainele, am primit întrebări cu ce detergent spăl și am răspuns în comentariul respectiv și am spus că noi avem mașină de spălat de la Miele. În acest caz eu folosesc detergentul de la Miele, nu o să insist asupra lui, este făcut special pentru mașina asta, pentru acest model de fapt de mașină de spălat pe care noi îl avem. Sunt foarte, foarte mulțumită de ele. Dacă aveți mașină de spălat de la Miele cu sistem Twin Dos, mergeți pe balsam, pe detergentul lor, că este extraordinar de bun. Apoi alte două sticle goale. Este vorba despre acestea două de aici, Listerin, acesta pentru adulți, pe care noi îl folosim cu mare, mare drag, doar că trebuie diluat. Adică eu, având alcool, trebuie diluat. Parcă așa mi-aduc aminte că stare alcool, da.
Fresh Mint am avut noi, doar că este foarte, foarte tare, foarte puternic. Dacă bei un dacă te clătești de fapt cu un căpăcel din acesta full, efectiv simți că ți-a gura foc. Nu recomand, recomand să-l diluați. Dacă vă place un căpăcel, bravo vouă, înseamnă că veți avea respirația super proaspătă, însă pentru mine este mult prea puternic. Și tot la sfatul vostru pun jumătate din lichid în căpăcel, apoi completez cu apă și îl folosesc așa. Pentru Luca însă, există această variantă pentru copii, Listerine Smart Rinse. Nu o să insist la fel pentru că ați mai văzut-o la mine și este foarte mulțumit, foarte bine se împacă cu ea, mereu îmi cere când vede că se termină. Este cu aromă de berry, de fructe de pădure. Da, îi place foarte mult, nu văd ce e rău în a folosi apă de gură la copii. Ok, un alt ambalaj pe care vreau să îl arunc de aici, că mă incomodează, nu prea văd nici eu ce e în cutie. Este vorba despre aceste șervețele cosmetice de la, habar n-am de la ce, de la Ebelin, luate din DM, foarte mult mi-au plăcut. Dacă ați văzut voi clipul cu unboxing-ul Notino, dacă nu l-ați văzut, vă las aici un card. Mi-am luat niște șervețele cosmetice de la Kleenex. Nu se compară cu astea niciodată, niciodată. Câte straturi aveau astea? De curiozitate, să văd dacă găsesc, dar nu cred. Nu știu, alea de la Kleenex știu sigur că au 3 și mi se par foarte subțiri, adică se destram așa imediat de îndată ce intră în contact cu apa de pe tenul meu și nu. Când o să mă duc în DM luna asta, cu siguranță revin la acestea pentru că au fost foarte bune. Chiar le recomand cu mare, mare drag. Cam așa arată și pe spate ca să știți ce căutați. Ok, în ceea ce privește curpapirul, este vorba despre țeva. Foarte bune, le recomand cu mare, mare drag. Na, dacă folosiți hârtie igienică umedă, din punctul meu de vedere mi se pare mult mai igienică. Înțelegem cu toții de ce. Așa că țeva rules. Bun, cărțile o să vreau să le lăsăm la final și încerc să mai ajung pe aici la diferite produse. Să știți că ne îndreptăm cu pași repezi către cosmetice, skincare și make-up. Bun. Pardon. Un gel de duș de la The Body Shop care nu mi-a plăcut dar deloc. În primul rând este se numește Hydrating Bath Foam. E o spumă de duș, nu știu, ceva de genul ăsta. Nu mi-a plăcut deloc, deloc, deloc. L-am terminat că, na, trebuia să-l termin. Dar are o consistență foarte densă, îți colorează corpul. A fost roz, nu știu dacă, nu cred că mai vedeți că am pus și apă ca să fiu sigură că îl termin. Colorează corpul, nu se întinde, nu face spumă, efectiv ca o cremă. Mie nu-mi plac genul ăsta de produse. Îmi place ca gelul de duș atunci când îmi folosesc să facă spumă. Adică, ok, are o consistență gelatinoasă, dar când intră în contact cu apa să facă spumă. Ei, cu ăsta nu s-a întâmplat așa și nu mi-a plăcut absolut deloc. În general, îmi plac gelurile de duș de la The Body Shop pentru că miros extraordinar de bine, dar ăsta, no, 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 no. Așadar, nu. L-am primit în calendarul advent de anul trecut, parcă de la The Body Shop, dar nu. Dacă este să-l cumpărați așa, nu vă recomand. Apoi un alt produs pe care cred că l-ați văzut într-un daily vlog când am făcut eu unboxing la acel colet de la MyProtein. Am luat de la MyVitamins Wellness Relax Shot cu 1000 de miligrame extract de balsam de lămâie și 50 de miligrame de mușețel. Teoretic te-ar fi ajutat să te relaxezi, să adormi mai repede, ceva de genul ăsta, nu. Foarte plăcut la gust, din punctul ăsta de vedere n-am o problemă, dar sincer nu am simțit că m-a ajutat în vreun fel. Așadar, ăsta, nu, nu cred. Nu cred că îl voi mai recumpăra. Apoi, un produs pentru demachiat care este absolut demențial. Demențial, demențial. Îmi place de nu mai pot. De la Ariul sunt aceste dischete pentru demachiarea ochilor și a buzelor. Există și șervețele pentru toată fața, dar pe acelea încă nu le-am terminat. Prefer dischetele astea. Eu le-am luat, dacă nu mă înșel, din farmacia Tei. Le-am văzut și la DM, doar că la DM sunt obscen de scumpe, adică nici nu are rost să le cumpăr de acolo. Va trebui, știu că v-am mai zis 1000 de ori, dar efectiv nu am avut timp și nu am ajuns la farmacia Tei, dar când o voi face, cu siguranță le recumpăr, sunt absolut geniale. Îmi place că atunci când le folosești, trebuie efectiv să mângâi cumva pielea, nu trebuie să freci ca să îndepărtezi machiajul. Astea elimină și Maybelline Super Stay Matte Ink, credeți-mă pe cuvânt, sunt geniale. Dacă aveți DM sau nu DM, pardon, dacă vreți să faceți o comandă la farmacia Tei sau aveți farmacia Tei la voi, mergeți și luați-le pe astea că o să mulțumiți mai târziu. Ce mai am aici? Ia să văd. Un ulei de păr.
Este uleiul de păr de la Kerastase cu trandafir, dacă nu mă înșel eu, ia să vedem, elixirul timp, l'huile rose. Yes. Mai am un alt ulei de la Kerastase, dar nu-mi place ca ăsta. Ăsta a fost preferatul meu. L-am primit, cred că anul trecut, prin beauty chest-ul de la Look Fantastic. L-a venit prin octombrie, chiar așa. Ia să mă uit dacă nu mai apare și anul ăsta. Da, ăsta a fost preferatul meu. Celălalt, nu. Ăsta, l'huile rose, chiar face ceva. Simt că hidratează părul în profunzime. Cu siguranță o să-l recumpăr într-o variantă mare. Apoi, mai are rost să vă zic de acne mi? Nu. Tare mult îi duc dorul, Acne Mi Zit Clean, un cleansing gel extraordinar de bun, tot așa luat de pe farmacia Tei. Eu am luat acel set cu produsele astea de la Acne Mi. Sunt geniale. Dacă aveți ten acneic sau cu predispoziție către acne, astea sunt salvarea voastră, cel puțin pentru mine, care am un ten cu, să-l numim mixt, cu tendință de îngrășare aici în zona T și cu anumite zone uscate. Nu usucă pielea, însă tratează problemele tenului meu, așa cu mici bubițe. Nu pot să zic neapărat că am acne, dar tendința acneică am cu siguranță, pentru că îmi tot apar tot felul de bubițe pe aici, mai ales prin zona bărbiei. Și nu am probleme hormonale, pentru că m-am testat și de asta. Foarte bun, îl recomand cu mare drag. Conține acid salicilic, nu are ulei, nu are săpun, nu are miros. Deci extraordinar de bun și el. Ok, o pastă de dinți. Mă rog, de la Marvis, eu am luat-o pe aceasta când am fost în Istanbul, pentru că am uitat să plec cu pasta de dinți de la mine, de acasă. Este ok. Mie îmi plac pastele de dinți puternice, mentolate. Acum, de exemplu, am Colgate Max Fresh. În următorul clip de Entis, cred că va intra și pasta aia de dinți de la Colgate, elixir aia, de am luat-o eu din DM, o să vă spun atunci impresia. M-am reîntors la Colgate Max Fresh. E ok. Curăță bine, doar că mi-ar fi plăcut să fie un pic mai mentolată. Asta a fost cu anis mint. Nu știu ce înseamnă, habar n-am. Dacă aveți voi idee, lăsați-mi în comentarii. Mai departe, am terminat un tub de batist. Este șamponul meu preferat, șamponul meu uscat preferat. Însă să știți că nu am mai cumpărat, pentru că am altele la rând care așteaptă să fie folosite. Și sunt de la alte branduri. Așadar, dacă vreți să aflați dacă mi-au plăcut sau nu, urmăriți în continuare. Apăsați subscribe ca să fiți notificați atunci când mai postez genul ăsta de videoclip. Un produs pe care l-am urât cu pasiune de la Schmidt's, Coconut Pineapple Natural Deodorant. Un deodorant. Înțelegeți voi? Un deodorant natural, Doamne, deci îl urăsc. Deci, în primul rând, uitați-vă cum arată. Nu face niciun drac. Da, nu miroși după, dar dacă ai exces de transpirație se va vedea pe haine. Nu că am, dar la un moment dat mă mai duc la sală și când mă muncește doamna Adriana, te pup Adriana, știu că te uiți, mai simt că se mai udă diverse și nu. Nu-mi place nici textura, parcă e așa, nu știu de ce, atunci o să vă zic o fază foarte ciudată. Atunci când mă dau cu el și simt pe piele produsul ăsta, mi se sterpezesc dinții. Habar n-am de ce, nu știu, deci este o mizerie să nu dați banii pe ea. Nici nu mai știu de unde l-am luat, cred că de pe la Notino. Nu știu dacă mi l-am arătat, vi-l mai arăt odată, ca să știți să vă feriți de el. Mai departe. Mai departe, avem... Ah, da. Da, am dat de mult eu ăsta pe aici. Nu cumva vi l-am mai arătat eu pe ăsta odată? Ciudat. Mă rog, de la Detso, un spray. Ăsta a fost pentru vară, dar dacă mai plecați, poate de Revelion, la căldură, cine știe, vi le recomand cu mare, mare drag. Este un... ulei, măi, sigur vi l-am arătat pe ăsta. Nu-i nimic, vă mai zic o dată, dar foarte scurt. Este un ulei cu SPF, un ulei uscat, protejează foarte bine, nu pătează pielea, nu rămâne unsuroasă. Este extraordinar de bun. Tot am senzația că v-am zis. Anyway, mai departe, am terminat și de la Jaya acest gel de duș. Cred că am luat odată cu porcăria asta. Mi-a plăcut... Na, a fost ok. Sincer, mi-a plăcut mai mult decât ăsta de la The Body Shop. Ăsta, da, făcea spumă, dar nu mi s-a părut wow. Nu știu dacă o să-l mai recumpăr. Cel mai probabil, nu. Dacă ați încercat și voi, lăsați-mi și mie în comentarii să știu și părerea voastră. Poate sunt eu, așa cum v-am mai spus, loca. Vreau să mai arunc apoi acest burețel de la Real Techniques. Îl arunc. A fost foarte bun. Îl arunc pentru că are ceva timp, am tot încercat să-l spăl și nu mai iese efectiv fondul de ten din el. S-a și
crăpat pe aici, deci nu. Oricum este indicat să schimbați buretei la o anumită perioadă de timp, pentru că adună bacterii, oricât de des l-ați spăla voi, adună bacterii. Și mai ales dacă aveți un ten cu probleme și voi vă apucați să puneți burețelul ăsta de foarte multe ori pe ten, problemele vor reapărea. Bănuiesc că e destul de logic ce am explicat. Așadar, se va duce. Nu am mai găsit să cumpăr altul nou decât, v-am mai spus eu, decât la set, la un set de pensule și am deja pensulele alea. Așadar, nu l-am mai cumpărat, dar între timp l-am luat pe acela de la Wet n Wild, care este foarte, foarte, foarte bun. Vreau să anunț și discheta asta de la Calypso. Știți că o iau eu de pe la DM, l-ați văzut-o de foarte multe ori. E un set de 3, dacă nu mă înșel. Am folosit-o destul de mult pasta, am tot îndepărtez măștile, mai ales acelea ce conțin cărbune și vedeți că pe alocuri este neagră, dar dacă vă căutați un produs cu care să îndepărtați măștile de pe tenul vostru cu succes, sunt acești bureței, nu știu cum sunt, dischete, mă rog, de la Calypso, le găsiți în DM, așa cum spuneam. Ea acum apare rigidă, dar în momentul în care intră în contact cu apa, își mărește volumul și va curăța, și este foarte moale în același timp și va curăța foarte bine măștile de pe tenul vostru. Apoi, o să arunc acest produs, e aproape terminat, dar oricum a și expirat, cred că m-am mânjit de fond de ten pe cămașă, superb, de la Dr. Jart BB Beauty Balm. În ultima perioadă nu mi-a mai plăcut absolut deloc, am încercat eu să-l folosesc pe vară, doar că în zona mea T, cea cu probleme cu exces de sebum, imediat începea să lucească tenul. Cam la o oră după ce l-aplicam, începea deja să iasă sebumul la suprafață. Așadar, nu. Am renunțat, pentru tenul meu nu este potrivit. Într-adevăr, este un produs ok pentru că are un SPF 45. Pentru vară ar fi fost extraordinar, doar că pentru mine nu a mai funcționat. Ori s-au schimbat nevoile tenului meu, ceea ce e foarte probabil, ori și-a schimbat el cumva în timp formula. Nu știu să vă zic. Există o singură culoare, nuanță. Eu l-am luat de la un Sephora din Dubai, dacă nu mă înșel, da. Nu știu, s-ar putea să se găsească și la noi, știu că cei de la Sephora au produse Dr. Jart. Ok, dar nu pentru ten cu exces de sebum. Nu vi le recomand sub nicio formă. Mai departe, am terminat de la Elemis Dynamic Resurfacing Facial Pads. Niște peduri, da, nu știu de ce vă arăt, că n-am ce să vă arăt, miroseau ok. Eu le mai foloseam ca pasul 2 în rutina mea de demachiere, adică mă demacheam, după care mă spălam cu un cleansing, hai să zicem pasul 3, după care foloseam aceste peduri. Au fost ok, mi-au plăcut, dar sincer mi se par destul de scumpe. Acum le folosesc pe cele de la Omorovița, care mi se par mult mai bune decât astea, adică simt mai bine că fac ceva asupra tenului meu. Astea parcă doar îmi dădeau așa un miros plăcut tenului și cam atât. De demachiat nici nu se pune problema cu ele, ca să știți, în cazul în care le vreți ca și dischete demachiante, nu. Hai să vă, tot v-am zis de Omorovița. Asta pentru mine a fost o foarte mare dezamăgire. La un moment dat am cumpărat eu de la Look Fantastic un beauty box în colaborare cu Omorovița. Foarte bun prețul, foarte ok produsele, dar cu ăsta, care se numește Magic Moisture Mist, am o foarte mare problemă și vă explic imediat de ce. Prima oară când l-am folosit, că am făcut și un review, așa la prima impresie, în acel clip, a fost ok. Ei, când am reînceput să-l folosesc, cred că la o săptămână după, uleiul ăsta de aici, vedeți că este un produs bifazic, care are un ulei în partea de sus, a început să miroasă arâncet. Hai să-l mai încerc o dată ca să nu-l arunc de pomană, dar nu, pentru că am tot încercat. Nu, deci miroase rău. Miroase rău de tot arâncet. Nu știu care a fost problema cu el. Habar n-am, n-aș vrea să zic că au pus în aceste beauty box-uri produse care urmau să expire. Nu mai am ambalajele pentru că le-am aruncat imediat după ce am filmat acel clip. Deșteapta de mine, foarte, foarte eronată mișcare. Nu știu, nu mai țin minte să mă fi uitat la dată, dar dacă într-adevăr asta au făcut, shame on you. Da, sau poate efectiv este un produs cu probleme, se mai pot întâmpla și chestii din astea, însă mie în schimb nu mi s-a întâmplat niciodată să se strece un produs după 2-3 folosiri. Da. Poate, de fapt nu, n-ar fi trebuit să miroase așa, pentru că eu l-am folosit și nu mirosea așa. Efectiv mi-e frică să-l arunc, vreau să-l arunc pentru că mi-e frică să-l mai pun pe ten la cum miroase, chiar miroase rău. Nu pot, așa că îmi pare tare rău după el. Dar dacă aveți produsul ăsta, să-mi spuneți și mie dacă și la voi miroase la fel. Dar eu chiar tind să cred că ăsta are o problemă. Foarte rău, îmi pare de produsul ăsta, cred că îmi vine să plâng.
e singurul după care vine să plâng din toată această cutie. Și aici mă refer la produsele pe care nu le-am terminat și doar au expirat, cum e ăsta de la Dr. Jart. Un concealer foarte, foarte bun și dacă sunteți cu, de ceva timp cu mine pe canal, sigur îl știți, este de la Essence Camouflage Matte, cam așa arată, un concealer extraordinar. Sincer să vă spun, mie mi se pare la fel de bun cu ăsta de la L'Oreal, Infaillible, nu? Bănuiesc așa se spune în franceză. Mi se pare la fel de bun și nu se compară la preț. Dacă ajungeți prin DM sau, de un, sau pe Notino, uite, pe Notino mi se pare că cei de la Essence au prețul nu mai bune, se numește Waterproof Tattoo Covering, adică e atât de puternic încât ți-ar acoperi și tatuajele, nu am așa ceva, dar ca idee este un concealer extraordinar la un preț foarte, foarte bun. O să încerc eu să vă las câteva dintre produsele astea care mi-au plăcut, o să vi le las linkuite în descriere în cazul în care vreți să le încercați și voi să ajungeți mai ușor. Apoi, un fond de ten care mi-a plăcut maxim, este extraordinar de bun. Este Lodet Double Wear, e ăsta de aici, cred că se și vede prin sticluță. Este minunat. Aș fi vrut să-l recumpăr, doar că între timp l-am descoperit pe acesta de la Charlotte Tilbury, care îmi place la fel de mult sau poate un pic mai mult, în sensul în care rezistă o idee mai bine ăsta de la Charlotte Tilbury pe tenul meu. Da, este pudrat, trebuie să aveți foarte mare grijă cum îl folosiți pentru că încarcă destul de mult tenul, dar mie mi se pare minunat. Nu l-am folosit pe acela pe vară și bănuiesc că știți deja, dar acum că a venit frigălăul ăsta și întunericii mea au venit, cu siguranță îl folosesc cam de fiecare dată când filmez sau când am vreun eveniment. Bun, un alt produs care nu mi-a plăcut deloc și pe care vreau să-l arunc ăsta degeaba, de la The Inky List Caffeine Eye Cream. O cremă de ochi ce conține cafeină. Ideea este că această cafeină te poate ajuta să scapi de zonele mai întunecate de sub ochi. Nu, nu m-a ajutat, nu s-a întâmplat nimic, nu îi văd rostul. Lăsa și pielea destul de lipicioasă, spune ei că reduce și zonele umflate. Nu, nu mi-a plăcut. Celelalte produse de la The Inky List, să știți că în schimb mi-au plăcut. Acidul hialuronic, ce mai aveau, un cleansing gel sau cleansing foam, nu mai știu ce era, cu acid salicilic, foarte bine. În schimb, crema asta nu mi-a plăcut deloc. Mai departe, ce mai avem aici? Avem un Biotulin Supreme Skin Gel. Asta a fost o mostră, sau aceasta a fost o mostră pe care eu am primit-o, cred că prin... Cutiuțele look fantastică de an, din altă parte nu văd de unde l-aș fi putut avea, un gel anti-rid. Nu. Este foarte dens, lasă pielea lipicioasă, nu sunt tentată sub nicio formă să-l cumpăr într-o mărime naturală, într-o mărime mare. Deloc nu mi-a plăcut, nu. Nu face nimic și nici nu-mi place cum lasă tenul apoi. Un alt produs care nu mi-a plăcut. Astăzi sunt pe negativ, nu știu de ce, nu chiar cu toate, dar cu multe dintre ele, știți că îmi place să fiu sinceră și vă spun părerea mea aia dreaptă. Golden Hydrogel Eye Pads, niște pad-uri din acelea pentru ochi cu efect de iluminare, nu mi-au plăcut deloc. În schimb, cele de la Dr. Hedison, pe care vi le-am arătat chiar în ultimul daily vlog, are chiar îmi plac, pentru că se absoarbe efectiv în piele serumul pe care îl conțin aceste peduri. Deci alea îmi plac. Ăsta nu. Se mișcau, nu stăteau locului, nici nu mai intra produsul în piele. Am tot ăsta și l-am tapotat după aia. Nu. Și de iluminat, nici că a iluminat ceva. Așadar, uite, astea le-am de la DM. Am zis că l-am primit de la Look Fantastic, nu, dar văd DM aici. A, uite, și scrie și în română. Da, spune așa, revitalizează și răcește zona sensibilă a ochilor. Nu răcește nimic. Papaya, conține papaya, ulei de nucă, de cocos și acid hialuronic, care asigură o hidratare intensă și conferă strălucire tenului sau zonei de sub ochi. Nu mi-au plăcut. Dacă ajungeți în DM, din punctul meu de vedere, nu cumpărați aceste produse. Un produs pe care l-am adorat efectiv și cred că am uitat să-l includ în ultimul Empties pentru că le-am terminat de ceva timp, ori vi l-am mai arătat și pastea. Eu nu știu ce s-a întâmplat în cutia asta. S-a întâmplat ceva dubios. În fine, repet, mă scuzați în cazul în care vi l-am arătat, de la Babor. Fiolele pentru tenul acneic, Active Purifier, vi le recomand din toată inimioara mea, sunt extraordinar de bune, miros rău, da, acum când vă zic că miros rău, cred că v-am mai spus despre ele sau v-am spus pe Instagram, nu mai rețin, în fine. Foarte bune pentru față în momentul în care simțiți că aveți o explozie de ceva, folosiți-le cu încredere, treceți peste miros că dispare repede și chiar își fac treaba. Ok, două parfumuri, trei cred. Am o mostră mică, hai să vedem. Anyway, de la ce erai tu? Nu mai știu.
Ah, Juliet has a gun, da. Anyway, nu mi-a plăcut, nu mi se pare că persistă foarte bine, nici mirosul nu m-a dat pe spate. La parfumul este foarte greu pentru că evident că sunt subiectivă, vorbesc despre gusturile mele. Este foarte posibil ca vouă să vă placă parfumul ăsta, însă pentru mine nu a funcționat. Un parfum care mi-a plăcut extraordinar de mult, dar care nu persistă, însă pentru vară a fost perfect, de la Jean en Provence, Verveine Cedrat. Așa arată. Îl găsiți pe Notino. Lămâie pură, lămâie pură, v-am mai spus de 1000 de ori. Ador acest parfum, chiar l-am făcut cadou și prietenelor mele de aici, de pe YouTube. Le-a plăcut și lor și sigur l-ați văzut și prin clipurile lor. Este un parfum extraordinar cu un preț imbatabil, 20-30 de lei sau ceva de genul, nu mai rețin acum. Și pentru vară este minunat. Da, nu persistă, dar nici nu ne dorim vara să îmbătăm lumea din jurul nostru cu parfumul pe care îl purtăm. Adică nu e indicat, e indicat să fim mai subtile. Două produse mai am și apoi trecem la cărți. Este vorba despre acest parfum de aici, Maison Godet, Voyage à Saint Paul. A fost unul dintre preferatele mele de pe vară, mi-a plăcut extraordinar de mult. Și așa cum vă mai spun, da. Este unisex, merge atât pentru bărbați cât și pentru femei cu foarte mare succes. Și am ajuns la concluzia că pentru mine funcționează mult mai bine parfumelele acestea mici, de 30 de mililitri, mă gândesc că a avut ăsta sau 50, nici nu mai știu, dar cred că 30 la cum arată. Cred că așa o să-mi cumpăr de acum pentru a evita să rămână parfumul într-o sticlă doar pentru că m-am plictisit de aroma respectivă. Așadar, parfumuri mici pentru sezon sunt extraordinare și mi-a plăcut ăsta foarte, foarte mult, chiar vi-l recomand. Puteți să comandați direct de pe site-ul lor și vă vine coletul acasă fără probleme. Ultimul produs despre care vreau să vă vorbesc, o lumânare de la Bath & Body Works, se numește Thankful Harvest Gathering. A fost o lumânare perfectă pentru toamnă, vedeți, arde egal. În momentul de față le folosesc pe acelea de la Dark Shop și să știți că îmi plac. Am aprins-o pe aia cu pumpkin spice latte, aproape pe terminate, deci mă bâlbâi. E aproape pe terminate undeva în baie în spatele meu. Doamne, cum miroase, deci ați observat că am înghițit în sec, miroase extraordinar de bine. Din punctul meu de vedere, este cea mai bună lumânare dintre cele primite de la Dark Shop. Este incredibilă, chiar ați putea să o comandați dacă sunteți curioși. Și acum o să fac un anunț și să vă recomand să mergeți la mine pe Instagram, să-mi dați un follow acolo, pentru că în curând, nu știu dacă astăzi... Azi e vineri, luni se încheie giveaway-ul pe care l-am momentan în desfășurare, nu uitați să mergeți să vă înscrieți și o să dau drumul unui giveaway cu lumânări de la Dark Shop, așa că fiți cu ochii pe Instagram-ul meu dacă vreți să încercați și voi lumânările de la Dark Shop. Ok, hai să trecem la ultimile produse și anume cărți. O să o iau pe cea care mi-a plăcut cel mai mult, deci cel mai mult. Este vorba despre această carte scrisă de Anne-Sophie, Junot. Mă rog, este de la Nemira și este din corecția Young Adult, adică pentru adolescenți sau pentru adulții tineri, ceva de genul ăsta. Doamne, cât de mult mi-a plăcut! Săruturi și croasanțe numește. Este vorba despre o balerină care pe perioada verii merge la Paris pentru a studia și mai bine baletul și la sfârșitul cursului va avea un examen pentru a putea intra la una dintre cele mai prestigioase școli de balet din New York. Ea fiind din America, se duce la Paris să studieze, dar vrea să intre la o școală de balet din New York. Încerc să vă vorbesc despre ea fără să vă dau spoilere. Este atât de ușor de citit, atât de mult mi-a plăcut. Este un subiect lejer, care nu îți pune minte la contribuție. Nu e cu crime, cu cine a putut să comită, nu știu ce. Nu, e o lectură facilă pe care efectiv am adorat-o, am savurat-o, oricât de puierilă ar părea. Câteodată îmi place să citesc și astfel de cărți. Foarte mult mi-a plăcut, vă recomand cu mare, mare drag, am adorat-o. Dacă ați citit-o, lăsați și părerea voastră în comentarii, pentru că pe foarte multe dintre voi vă ajută părerile pe care le lăsați acolo. Așa cum mai spuneam la un moment dat, chiar vă răspundeți unei alteia și mă bucură foarte tare. Agatha Christie, Ceasul rău pe strada Hickory. Mi-a plăcut, dar sincer să vă spun, nu este una dintre cele mai bune cărți scrise de Agatha. Subiectul mi s-a părut, nu că ciudățel, dar așa, simplist. Mi-a plăcut mult mai mult, spre exemplu, 10 negri mititei. În schimb, s-a citit ușor, scrisul este extrem de mare pe pagină.
doar că aș fi preferat altă carte. Dacă nu ați citit Cărți de Agatha, vă recomand să începeți cu aceasta, pentru că celelalte vă vor plăcea mai mult. Hai să vă zic un pic ce scrie pe spate, pentru că dacă intru acum în detalii, sau hai să încerc, este vorba despre un cămin în care stau mai mulți studenți și acolo se petrece o crimă. De fapt, povestea începe cu niște obiecte care dispar sub o anumită formă sau alta, după care se petrec niște crime, că nu e vorba doar despre una. Ei, și cine a comis crimele respective? Nu pot să zic că m-a încântat. Hai să vă zic totuși ce scrie. O serie de infracțiuni minore comise într-un cămin de studenți nu par în mod normal genul de caz de care se ocupă Hercule Poirot. Un pantof, un inel cu diamant, o pereche de pantaloni vechi, un stetoscop și alte mărunțișuri furate, o eșarfă și un rucsac tăiate în bucăți. Delicte prea neînsemnate pentru a fi anunțată poliția și chiar mai puțin demne de genul lui Poirot. Totuși, lista acestor lucruri este atât de bizară încât îi trezește interesul celebrului detectiv. Din nou, intuiția lui se dovedește corectă, căci un simplu caz de cleptomanie pavează drumul către crimă. Da și nu, în fine. Nu a fost una dintre cele mai bune, însă e totuși Agatha Christie. Eu acum compar cartea asta cu celelalte ale ei, nu că ar fi o carte proastă, dar în comparație cu celelalte scriitori ale ei, asta e așa și așa. Ultima carte despre care vreau să vă vorbesc, Nicholas Sparks, Respirație în 2. E o carte tristă, asta pot să vă zic cu siguranță, în care te bucuri la un moment dat pentru personaj, după care spre final plângi pentru el, pentru că degradarea umană își spune la un moment dat cuvântul, nu o să insist, însă ideea cărții mi s-a părut extraordinar de tare, cum o iubire considerată pierdută la un moment dat se poate găsi într-o formă sau alta. Nu intru foarte mult în detalii, merită, dar dacă sunteți într-o stare de spirit în care nu vă doriți neapărat să vă întristați, poate o lăsați pentru alte momente. Însă e o carte frumoasă de dragoste, tristă. Asta e ideea. Mi-a plăcut, doar că nu era momentul potrivit pentru mine să citesc o carte tristă. Oricum, cred că în ultima perioadă cam nimic nu e potrivit pentru mine, ceea ce înseamnă trist. Și chiar astăzi o să mai termin o carte despre care o să vă vorbesc în următorul clip de Entis, că iar am așa, nu știu, eu citesc seara înainte să adorm. Și acum am citit tot așa o carte, se numește Fata de dinainte. Dacă vreți să aflați părerea mea despre ea, stați tuned pe canal. Parcă nu mai suport să mai citesc crime, de-astea ciudățenii, se sting luminile, dar de ce, dar cine umblă în casă? Noaptea e cam ciudat să citesc chestiile astea, așa că probabil o să las genul ăsta de lectură pentru timpul zilei, de parcă aș avea timp. Da. Ok. Cam ăsta a fost clipul despre produsele pe care eu le-am terminat în ultima perioadă. Coșul meu este gol și așteaptă să fie iar umplut și cu siguranță, cu siguranță va veni cât de curând un alt clip de acest gen. Ok. Ce să vă urez? Vă urez un weekend cu soare și cu un pic mai multă căldură. Nu știu cum e la voi în orașe, însă în București vă zic că este ceva rău. Este frig, este întunecat, plouă și nici măcar nu e o ploaie de aia tare, dar ploua jumătate de oră și se oprește, nu burnițează așa în continuu, este foarte urât. Așa că vă doresc un weekend cu soare și abia aștept să ne revedem luni, cel mai probabil cu un daily vlog, pentru că am uitat să vă povestesc despre faptul, sau să menționez mai bine spus, despre faptul că am împlinit într-un final un an de YouTube, asta a fost în septembrie. Și mi-am propus că atunci când voi împlini un an de YouTube, din ce am agonisit eu, din banii pe care îi primesc lunar de la YouTube pentru amărâtele alea de reclame pe care voi le vedeți și credeți-mă că nu sunt sume mari, am fost și mi-am luat ceva pentru mine și pentru sufletul meu ca să marchez acest moment. Așadar, o să vreau să vă arăt ce mi-am luat, să vă povestesc așa în linii mari cam ce a însemnat pentru mine un an de YouTube, dacă merită, dacă nu merită. Poate vorbim un pic și despre aparatură, că tot primesc întrebări în acest sens. Așadar, va fi cel mai probabil un daily vlog în care vom face de toate, așa cum obișnuiesc să fac în acest gen de clip. Gata, am tăcut, v-am lăsat. Weekend minunat, băgați-vă sub păturică, luați ceva cald și relaxați-vă. V-am pupat!